Bună ziua, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod. Episod nou, marca Dark Formul, alea bam bam bam. Într-o zi frumoasă e sâmbătă, unde sunt 850 de jucători. Am decis să filmăm acest episod pentru a vă anunța public ce am hotărât în privință cu mafile. Exact, după cum vedeți și în titlu, să renunț la ele. După cum știți, am pierdut liderul din VTB acum ceva săptămâni, am și uitat, cred că am făcut 2-3 săptămâni, nu mai țin neapărat minte. Și am luat decizia că să iau o pauză cu mafile spre definitivă. E mai bine. O să trebuie pe un mod pe Purple, adus în 2018 pe scenă de către mine, dacă nu mă înșel, în perioada când eram lider la Verdan Family pe PRPG 4. Mi-a plăcut foarte mult acest modpack, doar că este blocat la 90 FPS-uri. Trebuie să-mi dau seama care este ideea asta cu el. Dacă nu mă înșel, are V4 în el. Sper să nu greșesc. Sper să greșesc, de fapt. Că eu umblam cu micunalta secretă în perioada aia și bam bam bam. Mă rog, mă jucam mafii, mă jucam puternic în perioada aia. Acum nu o să mai joc, după cum v-am spus. Să găsiți și noi o mașină, zic, să mergeți la un get gift, că sunt zilele comunității, bam bam, mai stăm puțin de vorbe și după aia vedem ce și cum, care e treaba. Așa, am luat și papaidaiul, uleu, pidei, start, trivia, join, sun, bla bla, haha, bau bau. Așa. Da. Trebuie să merg diseară la un șprițuleanu. A, uite, 140 FPS-uri, nu l-am blocat la 90. A, e bine. Mă rog, pentru cei care nu știți, quest, help. Asta e cum că nu se principal. Am uitat. Am întrebat pe ăsta că habar n-am, nu știu ce-mi dat. Puii mei. Dar și ăsta e contul, este contul de PRPG 1, este contul original de mafii pe care l-am avut în perioada PRPG 1, în care am fost la Ten Mosby, Krypton, Ascanar, Rogvajiv, Isanusra. Am jucat puternic pe RPG 1 și am jucat și pe RPG 3 pe contul ăsta. Unde vreau să merge la Get Gifts, dă știu un Get Gifts, deci ne dă bunul nostru Tacheldon. Să vedem ce noroc ne-a programat nouă astăzi. Așa. După cum știți, am anunțat că o să vină montajul cu numărul 100. Am scos 98-ul acum câteva zile. În funcție de număr de vizualizări, like-uri, comentarii, o să apară și 99-le, care este gata, este pe YouTube, este pe nelistat, este cu acces limitat momentan, este pentru o gamă mai selectă de abonați, să zicem așa, prietenii care ar putea să vizioneze contentul. În principal, membrii au prioritate, server boosterii de pe serverul de Discord al comunității mele Anarchy. Și le mulțumesc fiecăruia dintre voi care faceți parte din această comunitate. Așa. Hai să vedem ce noroc avem astăzi. Sper să nu avem droage la noi. Get gift. Și am primit 5 puncte de respect. Hai că ne-a dat cu respect la Tacheldon astăzi. Asta este. Bam, bam, bam. Cine e asta, mă? Lil Lilsnu. Asta se crede trapper în 2022. Ăsta pleacă cu mașina de aici? Mă rog. Ulo, evaluatorul TLG Chipi a început un test în facțiune cu tine. Dar frumos s-au fac ce? Mă, ce? Street Fish, Dark Formul. Ce e asta? Băi, am dat contul sau cineva? Felicitări noul ajutor! Ana, ce? Bă! Rang 6, ce se întâmplă? Mamă, nu cred, what the fuck, Romania! Rank 6 on the video, what the fuck, mane! Pe mort pe Purple când am spus că mă las de mafii. Incredibil, bă, se întâmplă ceva. Ce se întâmplă, mane? Nu știam de niciun R6. Ana! Ce face ăsta, mă? Cu 851 de jucători. Ia uzi, mă, cicăpim de la Street Fish, am din Împreună de ăla de se ocupă cu... Hai că duc și eu pe Germany, Italy, Los Santos, Las Venturas. Direct la Pimp, care numără cașcavalul. Puțin troll astăzi, băieți. Încă mai durează până vine montajul 100. Avem pe filmare astăzi live, n-am mai prins un rank 6 pe filmare, cred că n-am prins niciodată. Deci nebun la cap. Am prins maxim pe un live, dacă nu mă înșel, la Spar, când a vis Parifa pe un live o dată când mi-a dat pe Siu. Trebuia să fie Siu, dar eu am pus Siu din greșeală. Așa, merge acum la noua noastră curte de facțiune. Eu ce bine arată Dark Formul ăsta cu mov. N-am mai avut rank 6 în SP. Nici nu mai țin minte de la cine a fost ultimul rank 6 în SP. Am avut. Eu sunt fer convins că am avut rank 6, dar nu vine în minte mie acum un lider care avea mie rank 6 în SP. Andrei Șef mi-a dat, mă, rank 6 în PRPG 4, când era lider el Southern Pimps. Îi mulțumesc lui Chipi pe această ocazie. Chipi, supervizor la mine pe server, dar am încercat mereu să fiu un băiat corect, chiar dacă ne știi în atâta vreme. N-am putut să iau pe contul ce l-am pus la vot, anume Dark Formul 1.asi de PRPG 2, pentru că nu îndeplinește regula cu minim rank 3 în ultimii 2 ani de zile. Acel cont nu mai avea astfel de beneficii și, din păcate, a trebuit să plece acest cont, care este doar de mafii, n-a fost în alte facțiuni vreodată. Și din ce am vorbit și cu băieții, este ok acest cont. Am un că e doar de mafii și pe contul principal, în caz că nu ați aflat sau nu ați văzut, dragi prieteni, sau vă arăt chiar acum eu în premieră chestia asta. Sper să nu mă pună să mă loghez pe... cu 2FA, mă conectez pe contul meu de mafi. Și anume, bam, 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 bam. Dăm pe desktop, acum este pe contul nostru, apare foarte mișto ăsta cu mov aici. Noua 2013, frumos aici actualizat. Poate repar și un pui FH ăsta pe care mi l-am stricat de aici. Și ce frumos era FH-ul de aici. Chiar dacă mai erau nebunelile astea, e ok pagina asta, e frumoasă. Asta e puțin scandal, e puțin jab-jab. Pagina asta e frumoasă, merge, ai sancțiuni, ai totul ce vrei tu, bam, bam, bam. Aici am stat multe zile în... E ok, merge, mă. Așa, în caz că n-ați văzut, am făcut acest video atrol ca să vă arăt de asemenea că, frate, am intrat în Sons of Anarchy de pe contul ce dețin clanul, Siu, unde vă așteptăm, nu uitați chestia asta, în clan. Am decis să merg și eu într-o facțiune care, bă, bate bine culoarea asta cu verdantul, cu așa. Îi mulțumesc lui Florentin, care am fraudat testul la maxim, a fost un test la care aveai nevoie de test log, frate, deci dacă nu aveai test log, era imposibil. Bine, exagerez, vă dați seama, doar nu sunt tâmpit la cap. A fost și mai ușor test teoretic din viața mea. Ce mai avem pe aici? Dau talent, l-am scos eu dimineață. Avem 3 aplicații, Cristi copită de cal, avem aici. Are 4 de pro-uri, fie pro, regele, doar unul începe cu Lionel Messi. Ha, mă sparte, buric. Mă rog, reveni la ale noastre. O să urmeze toamna asta niște live-uri mai interesante, să spunem așa, având în vedere că ne-am schimbat puțin locația. O, are și HQ-ul ăla și mecheros. Bă, păcat pe contul ăsta că n-am posibilitatea. Și fapt trebuie să-mi schimb sexul și trebuie să bag gold, adică aș putea să-mi iau... Aoleu, se aude muzica. E bine măcar că se aude sunetul, e mișto când ai un mob de genul ăsta, dar consum multe resurse. Mă rog, lăsând asta la o parte, mă gândesc, cred că să-i schimb sexul pe cont. Că am skin-ul ăla cu mult regen pe el, cât e un... Am un nick Moca, dar e numele meu original, n-am să-l schimb. FP nu mai am. Change sex 360, adică mai bag încă €1 și schimb sexul. Voi cum spuneți, dragi prieteni? Că mi se pare că nu se pierde din inventar skin-ul Platinum, vă dați seama. Nici nu știu câte MP-uri am ca să încerc să-i dau un skin la vrăjeală. Am MP-uri. Am 126 de măpuri, adică aș putea să fac un diamond, dar îmi trebuie și tichet, Fragmente am doar unul. E bătaie de cap. Cred că mai bine îmi schimb sexul și îmi transfer skin-ul acela bombă. Și am terminat toată treaba. Bine, avea hazul lui contul ăsta cu skin-ul ăsta, dar dacă vreți ajutați-mă și pe voi cu o părere, vă rog foarte frumos, că eu în ultima perioadă nu prea știu ce să fac. Da, vedem. I-am promis lui Chipi că nu-mi iau nici order, ești nebun la cap? Nici order nu-mi iau. Mă rog. Nu o să vă mai țin foarte mult. V-am anunțat că am postat videoclipul, montajul cu numărul 98. O să urmeze niște live-uri în perioada asta și sper să fie interesante. Mă gândesc să ne reapucăm de jocuri horror, că era haz cu ele, de ce nu, why not? Dar vedem noi pe parcurs, o să colaborăm. Intrați pe serverul de Discord, foarte important acest anunț, pentru a fi la curent cu orice ce se întâmplă. O să trebuiască să apuc să filmez și seria cu analiză pe luni, cu ocazia un lider la VTB care a făcut și el un an de zile, și să analizăm fiecare lună în parte. Frumos, videoclipuri, cadru, frumos, analiză, belea frumos, am făcut în Excel niște analize acolo, personale, dar care o să reflecte și performanțele mafiei. O să urmeze videoclipuri cu 72 back to back, o să urmeze videoclip cu membrii. Asta, artificii. O să urmeze mai multe. Deci a fost rol faza de a început de videoclip, că nu se lasă momentan Dark Formul de Mafii, dar când apare montajul 100 Dark Formul o să cam ia o pauză. Dar până atunci o să mai avem destul de așteptat. Părerea mea că nu se fac chiar așa de repede vizualizările astea. Asta a fost ușor. Oh, m-a omorât. Quest. Păi și eu am quest, frate, ești nebun la cap. Hai bă băieți că eu o să facem un kill și vă las. Mama, am tras pe lângă grav. Trebuie să schimb ținta grav. Grav rău tot pe modpecul ăsta. Bă, mai facem un kill și pe aia chiar v-am lăsat să moară ce am pe casă. Ăsta e ușor de făcut kill. Hai, mai facem unul și gata. Nu mai facem niciun kill. V-am lăsat, dragi prieteni, vă pup. Ciao.